A luat brânză de oaie cu mozzarella. De oaie. Cașcaval. Sugerez bun, nu mă ții pe aceea din oră. Nu mă ții. Eu? Da. Hai. E bună pizza. Dacă nu e și bună, eu mă duc apoi la tuștia, nu-i problemă. Bună, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ce ai adus lui pătrulea asta de zoaie? E o soron ce plasă. Pentru că tu ești cu styling-ul, dragă, și mulțumesc, dragă. Liviu a fost plecat în Maramure și știind că trecuse ziua surorii mele, i-a adus cadou. Ăsta e de la miroase fain. Mm-hmm. Ăla-i dai foc, știi, îl pui acolo și miroase fain. Mamă, mă, ce căzău. Ăsta se așează. Stai să văd, mă. Deci uite ce miroase. Toate Simona pătrulea. E ceva oricând de mirosit fain. Mm-hmm. Ce drăguț. Da. Liviu! O, ce gâză! Ce ne-ai adus din Maramureș, dragă? Ce să vă duc? În primul rând, eu pentru asta sunt foarte fericită. Uitați-vă ce scrie. Getuța. Zim, te rog, de unde e sticla asta personalizată? Mulțumește-i la domnul care ți-a făcut-o din Ocna, Sugar Tag. Se zice. Ocna Sugar Tag? Da. Unde e aia? Tot în Maramureș? Da. Imediat, și mami. Cum se numește domnul? Nu știu să-ți spun cum îl cheamă. Face și pe internet ca să-i face reclamă. Nu știu dacă face și pe internet. Nu știu. Nu, la mulțumesc din suflet. Un domn foarte priceput. A, păi nu vă zic de gust. Ia să vedem. Bei tu și... Aromă. Aromă. Tu nu bea tu din acetul fato. Mamă. Câte grade are asta, Liviu? Vreo 70. Sigur are 70. Eu am fumat palincii, dar m-am fumat foarte mult la palincii. M-am fumat. Ce ai făcut la... De păi a fost să facă vin ars. Când, mă? Acum? Da. Dar ăsta de câți ani o fi? Vai, ce fain e. Mulțumesc din suflet. Și ce ne-ai mai adus? Aici ce-i? Exact, cu schede pitoi, dragă. Ai, se pare că ai emoții. Deci nu ce, mai... Ce au, s-a de pitoi? Deci nu mai toarce. De pitoance? Da. De pitoance? Da. Ia să vedem cum deci, e. Deci nu mai storce. Să înțeleg că așa, asta se face acolo în zonă la voi? Da. Aha. Dulceață iute și s-a cu schede... Uh-huh. Știi? Uh-huh. Dar tu le zici pitoi? Da. Sau ce perci? Cum să se zice? Să vezi ce bună e. Pitoance se zice. Pii de gribi? Și asta unde se le pun? Ție, acasă să te să-i dai și lui mama. Îi dau. Ce mai e acolo dulcea? Dulcea iute, dragă? Păi nu mai e, că și așa nu mai știe. Vă mulțumesc din suflet că mi-a... Mulțumește-le maramureșenilor, dragă. Mi-a trimis. Maramureșenii sunt oameni faini și harnici. Cei mai harnici oameni din țară. Da. Serios. No, papă, tu și papă. Am dus să-ți mai aduc ceva, dar asta după ce ore, după ce să vin, după... În ianuarie? Da. Uh-huh. Bun. La supa de păstăi aici voi ziceți păsulă, dar la noi dar nu se zice așa. Dar ce ai întrebat-o pe Leana? Dacă îi place zacusca, de ce? A, dacă îi place zacusca de păsulă? Da. Dar îi place, nu? Îi place, maxim. Păi ce îți place? Care îți place mai mult? Aia de păstăi sau aia de... Aia de pitoi sau aia de... Măi, Gita, cred că ai stors deja. Minte. Ce, am stors deja sticla asta și derilez? Da, tu, dar nu-i bine să o bei din... Aia trebuie să-ți o ții. Dar doar am gustat, să văd cum îi. Se poate? Da. Doar să gust. Uite, puteai să guști din aia. Din care? Din aia, din aia mare. Ei. Ai transpirat-o. Din aia nu m-am cumpărat. Vrei să ajungă pe tricărări acasă? Nu, papă, tu, și papă. Și acum, haide să vă arăt un ou cu două gălbenușuri. Avem o găină care doar ouă de astea face. Vai cât mi-s de dragi când le văd. Și să vă spun de la început cum am făcut. Am luat o drojdie, am pus-o în acest valing, cum se zice pe la noi, peste care am turnat lapte călduț, așa la ochi, o cană, cum ar veni. Și am amestecat foarte bine până s-a omogenizat drojdia cu laptele. Și am lăsat 15-20 de minute să stea așa la căldură, după care m-am apucat de frământat. Am băgat 2-3 ouă, am pus din nou lapte, făină, sare. Și am început să frământ până când aluatul s-a desprins de pe mâini. Nu băga mâna. Dragoș. Stai o țină să fac aluatul mai tare și după aia te lasă frămânți. Ce, vrei să-l frămânți tu?
la salam. Nu bagă dragul și pe ina. Hai că numai bine, o băgăm și pe buna pe vlog. Gata. Hey, hey. De ce e bun? Vine ca așa, cornuleță. Dragul, știu ce faci. Trebuie să fac ceva, că n-am mai făcut de oameni. Ia, bagă și tu. Dragul, dar pune-ți pe ina cu ca să dezlipească de noi. Nu spun eu. Pune. Cornuleță bun? Yeah. Mă, da, acum acu gata. Bun, da. Hai să ți le iau eu. Da, da. Da, acum du-te și spală. Asta fac. Na, du-te și spală, lasă. Hai să-l las aici. Ia-i de pe mâini ca lumea. Nu pot, că și eu am. Stai, că bună e. Bă, mai da mai rău. L-am cam mântat până să desprind de pe mână, vezi? Am pus o țără ulei. Și acum... Urificesc aici, aranjez, pun o țiră găină și îl las să dospească. Dă să arăt un pic, afirmează. Hai un pic. Dă un pic găină. Și las să dospească, dragoș. Dă un pic găină. Și l-am lăsat la dospit aproximativ o oră. Între timp, hărnicuța de bunica a făcut și o prăjitură cu măr. Aici bunica soțului făcea sarmale, dar mi-a zis să nu o filmez și la față, că nu vrea să apară, că e bătrână și nu știu ce. E tare drăguță, eu aș fi vrut din suflet să o vedeți, pentru că e chiar frumoasă și nu-i bătrână, are 60 ceva de ani. Dar n-a, știți voi cum sunt bunicile, nu s-o obișnuite cu așa ceva. Bunicuțele de la țară, care nu stau pe Facebook și pe internet, care doar muncesc, fac mâncare... Au animale, grădină mare. Și să știți că sarmale mai bune nimeni nu face. Dar nu plânge după mine că s-a aici. Îți dai seama ce plâng după tine și când ești aici. Apoi când ești plecat. Poți să mă iubești. Apoi când ești plecat, iubi. Da? Da, păi ce-ți faci aici pe vremea asta? Iar aici vă arăt ingredientele pe care eu le-am folosit. Ardei, brânză de oaie răzăluită, salam, cașcaval, ceva cârnați de casă, porumb, ciuperci. Să știți că, virgulă, chiar dacă multe dintre ele sunt de cumpărat, contează foarte mult aluatul pe care îl faci cu ouă de casă, cu lapte. Mai greu să filmezi decât să faci chestia propriu zis, pe sincer. 70% mie să-mi dai. De acolo ție îți fac pizza. Dar îți faci a luat subțire, nu știu ce greu. Nu bine. Trebuie să duci drugă. Păi tu ești drugă. Tu ești drugă. Druga asta e obi, să vede că e folosită. Păi da. În cartea aia de acasă. Tot nou. Da. Auzi, bun, că aia de acasă e tot nouă. Dar nu-i folosită. Avem și noi una de asta mare. Și avem una de aia de scrie. Dar sclipește, mai ceva ca aia din magazin. Descrie pe ea mama Geta. Mhm. Au primit-o cadou la o fată. Și înainte de a pune aluatul în tavă, am uns tava cu puțin unt, puțin mai mult, deoarece avem, pentru că bunica face de la vaci.
Și după ce am pus aluatul în tavă, am turnat peste niște bulion de casă pe care l-am întins uniform. Iar apoi m-am apucat să pun toate ingredientele, începând de la salam până la cașcaval, brânză, ardei, ceapă. Iar după ce ai pus toate ingredientele, o dai la cuptor, la foc mediu, timp de 15-20 de minute. Mai am o pizza de făcut, da? Domnii ăștia-s pofticioși. Poftă bună! Mulțumesc! Nu m-or lăsa nici să adun masa, că s-a apucat de mâncat. Bun, mă ții pacia din oră. Nu mă ții? Eu? Da. Hai. E bună pizza. Dacă nu e și bună, eu mă duc înapoi la tuștia, nu-i problemă. Nota 10. Nota 10. Dragoș, tu ce zici? Felicitări. Mulțumesc, dragă. Să-ți fie de bine. E bună? Da, e bună. Și înseamnă că să stau aici, a? Da, stai aici. E bună. Iubi, tu? Ce părere ai? Bă, ce treabă. De-aia ești o plin de făină pe coate. Că ai mâncat înainte, Ioș. Nu-i ce trebuie, da? Nu. Am mâncat și cu coatele. Cum era aia? Dragul ți-s fetele, dragi ți-s fetele, Ioane. Drag, da lor de tine și mie de ele. Cam așa ceva. Ai mâncat și cu coatele, dar nu-i bună. Nu, drag. Mama voastră de copii. Dragul s-a mâncat și cu urechile. I-am mâncat cu nasul. Ioș, dragul, și plin de cheia pe bluză. I-am mâncat cu nasul. Dedule, sănătate, sunt domn doctor. Eu te are grijă de noi, de bătrâni. De... Prieteni dragi, pizza e gata. Cam așa arată. Ăsta e cârnaț de casă, adică sângerete, nu știu câți dintre voi știți. Am pus și brânză de oaie și de vacă. Să știți că e și foarte, foarte bună. Acum nu o laud, dar chiar e și bună. Prieteni, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată. Vă pup cu drag și poftă bună la pizza!